Astăzi este miercuri 27 iulie 2011 și mă aflu în orașul Filipești de Pădure, din județul Prahova, în crescătorie la un tânăr columbofil foarte pasionat, cu rezultate constante și deosebit de bune în ultima perioadă. Bună seara, domnul! Mitrescu Iulian, prin clubul Victoria Florești, în cadrul UCP. Cum e columbofilia, domnul Mitrescu? E frumoasă? E frumoasă, dar foarte grea. Foarte mult timp trebuie să acordăm porumbeilor. Ne puteți spune, știu că aveți în ultima perioadă ați avut niște rezultate foarte bune, care vă recomandă. Dacă sunteți amabil să ne vorbiți, să ne spuneți câteva cuvinte despre ele, la ce categorii? Am început în 2007, am construit crescătoria, am zburat puii de aici, am ieșit locul 3 național Devi Press of Slovacia, următorul an am băgat 8 porumbei în expoziția națională, 3 cupe naționale, 2009 am băgat 6 porumbei în expoziția națională, 3 cupe naționale, 2010 am băgat 3 porumbei în expoziția națională, locul 5 fond Yearling, locul 3 palmares viteză 3 ani și locul 5 palmares viteză 3 ani. Care ar fi în două cuvinte rețeta succesului, să zicem, la o perioadă atât de scurtă după ce v-ați apucat de porumbei? Aveți un lot foarte valoros sau și pregătirea? Eu am început cu porumbei, am cumpărat cei mai buni porumbei din zonă care câștigau concursurile. Dacă nu erau de vânzare, cumpăram părinții sau fraților. I-am crucit și acum am considerat eu și așa am ajuns la succes. Am la ora actuală 24 de porumbei matcă dintr-un singur porumbel care merge de la 100 la 700 de kilometri. Aveți categorii preferate de zbor? Da, de la 100-700, viteză de mifond, general, fond și as. Ne puteți prezenta acum câțiva dintre ultimii noastre campioni ai crescătoriei? Să ne spuneți câteva. Da, doi dintre cei mai buni porumbei de anul acesta. Da. Porumbelul de aici, 102-48-15. Da. Anul trecut a fost locul 2, palmaret, viteză Yearling, pe județul Prahova, în Asociația Județeană Prahova Câmpina. Iar anul acesta nu mai făcea treabă la viteză, l-am angajat la Presul Slovacia 560 de km, am câștigat locul 1, la Buscozoroș 780 de km am câștigat locul 1, iar la Presul din nou am câștigat din nou locul 3, învins de 2 porumbei tot de-ai mei. Felicitări, felicitări! Are 20 de puncte până la ora actuală. Mâine sau poimâine îl îmbarc din nou pentru 700 de kilometri și mai are următoarea săptămână încă unul de 500. Sper să iasă campionul național la fond de anul acesta. Felicitări! Pe toată Uniunea Combofilor Profesioniste. Felicitări, felicitări! Mai aveți un altul? Văd aici că... Da, am 10 sau 15 porumbei care vor fi în primii 10 naționali. Un rezultat deosebit, exact. Acest porumbel este un porumbel consacrat pe porumbei de Van Hasten, de cei mai bătrâni de la domnul Vârcu Constantin de la București. Da. Și a fost în 2009 locul 12 palmares viteză, național UCP. În 2010 a fost locul 3 palmares viteză 3 ani UCP. Locul 4 la standard și selecționat și pentru lotul național pentru olimpiade, pentru categoria standard, a ieșit locul 6 rezervă. A fost pentru olimpiade, din păcate nu s-a prezentat, dar au fost cei 5 prezenți. Alocați mult timp zilnic pentru pregătirea lor? Da, foarte mult timp. De dimineața până seara când se întunecă numai de porumbei. Aveți și susținerea familiei? Nu neapărat. Nu, în sensul nu neapărat să vă ajute moral, în crescătorie. Moral, bineînțeles. Decât eu singur fac totul. Este columbofilia pentru noastră, este un sport profitabil? Pentru mine o parte e profitabilă în ultimul timp, în ultimii 2 ani, că m-am ocupat numai de porumbei. Nu profitabil în sensul că ați și obținut rezultate deosebite, dar eu v-am întrebat în sensul dacă vindeți, de exemplu, porumbei. Vând porumbei, dar mai rar, nu foarte mult. Care să vă susțină toate cheltuielile, de exemplu? Da, aproximativ da. Da? E deci e un... Eu sunt un caz fericit în zonă. Câștig bani din porumbei, nu mai investesc. Înainte investeam foarte mult. Sunteți o persoană răbdătoare cu porumbei? Da, foarte răbdătoare. Cam câți ani le acordați credit, așa să zic, până îi eliminați din crescătorie? La mine trebuie să zboare și ca Yearling trebuie să zboare cel puțin un zbor de 500, dacă nu face treabă la categoria viteză. Nu contează linia din care provine porumbelul. Nu? Nu. Acordați importanță mare pedigreilor?
niciodată nu am acordat importanță, pentru că am adus porumbei din FIDE original și niciodată n-am ajuns la capacitatea să facă performanțe cum fac cei din liniile vechi care le-am avut. Zburați porumbei la văduvie sau la naturală? Zbor porumbei la natural, am încercat anul trecut văduvia, am pierdut cel mai bun porumbel, după două săptămâni mi s-a întors înapoi, l-am trecut pe natural, i-am dat cuib și a câștigat din nou 3 locuri 1 și acum e cel mai bun porumbel la categoria viteză anul ăsta, 20 de puncte și merge și el la 4 ani palmares viteză, spre să fie și el în primii 10, și el, și fratele lui, și fiul lui. Excelent, rezultate excelente pentru care vă felicit și vă mulțumesc pentru amabilitatea acordării acestui scurt interviu. Vă mulțumesc și eu că v-ați venit la mine. Cu stimă, toate bune. Numai bine.